lo que me das y lo que quiero. De pronto esa ya no sea mi realidad. No sé si es amor o qué. Bienvenido en Gran Canaria. Am ajuns în Gran Canaria și ca experiență de bun venit am primit o mașinuță, bine, am plătit-o, de la Sicar. Este cea mai tare firmă de închiriat mașini din zona asta, insulelor Canare. Insulelor Canare, am zis bine. Data trecută în Tenerife am primit o mașină decapotabilă, deși cumpărasem una normală, iar acum în Gran Canaria am primit un Fiat 500 Abarth. Și pentru că nu aveau Fiat 500 și datorită talentului, mândriei mele, Melissa, Ilie, am reușit să obținem un Fiat 500 Abarth pentru distracția noastră, pentru o săptămână. Și hai să vedem cum se deschide. Ta-da! Să punem bagajele, zic. Așa arată un copil fericit și nu mă refer la mine, că eu nici măcar nu știam ce la Abarth. Și Marius este cel mai fericit din toată ecuația asta. Doream atât de mult să testez un Fiat 500 și îți dai seama, seama asta pentru mine o săptămână nemaipomenit. A încăput? Da, după ce am rabatat scaunele. Mașina asta este 100% de două persoane. Cam asta ar fi. Fully booked. Deci oamenii ăștia nu mai aveau nici măcar o mașină. Ce? Nu se închide. Nu se închide? Nu. Dă-l mai în față. Măcar un pic pe banchetă. Acum gata? Gata? Poftim cheia. Oh, señores y señoras. Pentru o săptămână în Gran Canaria cu o mașină Sicar, plătim 182 de euro. În mod normal plăteam suma asta pentru un Fiat 500, dar pentru că nu au avut un Fiat 500 și ne pare rău că ne-am dat un Abarth, plătim aceiași bani pentru un Fiat Abarth. Lucrul ăsta se întâmplă de obicei atunci când rămân fără mașinile pe care le-am rezervat. Dar bine că am găsit mașină pentru că era full acolo. Prietenii noștri, spre exemplu, nu au găsit mașină pentru că nu aveau rezervare. Așa că țineți cont dacă veniți în Gran Canaria să vă rezervați o mașină din timp, pentru că nu este nevoie nici de garanție aici. Sunt companii unde să lași, nu știu, depozit 500 de euro. Așa că sunt foarte ok. Am colaborat cu ei. Colaborat. Am luat mașini de la ei și în Tenerife, așa că pe benzină. Știu câți cai era asta. Andale, senior. Nu e. E tare? O să-ți placă foarte mult mașina asta. Da, mie mi-a plăcut o decapotabilă. Crezi că bate decapotabilă? Experiența de șofada asta este fucking genială. Și bine că mi-am pus și eu acolo permisul ca să conduc și eu. Hai să ieșim, nu? Exit. Îmi place culoarea. Sper că v-a plăcut mașinuța noastră, Fiat 500 Abarth este genială. Și acum am dus bagajele și mergem să vă arătăm și vouă camera noastră. Este senzațională, arată superb. Haideți cu mine! Hola! Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, când vedeți voi vlogul. Vă poftesc în apartamentul în care o să stăm preț de 3 zile. Este un apartament luxos din Gran Canaria. Revenind, voiam să vă prezentăm un pic așa cum este
construit acest apartament și ce, de ce dispune acest apartament. Și vom începe cu bucătăria, pentru că este primul lucru pe care îl vedem atunci când intrăm. Ce are el? Depinde cât stați în Gran Canaria. Poate că stați mai mult de o săptămână și aveți nevoie de o mașină de spălat. Sau poate că vreți să vă gătiți și aveți nevoie de plită, cuptor și mașină de spălat vase. Este foarte bine echipat. Cuptor cu microunde, tot felul de vase, pahare de șampanie, de vin, de tot ce trebuie. Mi se pare că este făcută cu mult bun gust, în stilul ăsta ușor luxuriant, dar care nu deranjează, adică nu este genul acela chicios, este chiar foarte tare. Doamna a fost foarte drăguță și ne-a pregătit și ceva dulce, știa că suntem după drum și am avut deja un croissant pe care l-am mâncat și a fost foarte bun proaspăt. Apă la discreție în frigider la rece și cornerul ăsta pentru T-O'Clock. Cu, bineînțeles, tot ce trebuie într-o bucătărie în care se și gătește. Noi nu o să gătim de data asta, o să le lăsăm așa cum au venit pentru că suntem în vacanță, dar pentru cei care vor să închirieze pentru o lună, pentru două, poate și noi iarna viitoare venim să stăm o lună, de ce nu? Nu o să mănânci în continuu la restaurant. Mai departe, cealaltă parte, cum ar veni opus de bucătărie, avem intrarea cu acest perete foarte stylish. Te primește așa și te încântă de la intrare cu o oglindă foarte faină care te invită cumva în partea de dining și de living, cum vreți să-i spuneți. Aici avem mai câteva bagaje, dar nu contează, suntem oameni. Zona de luat masa este foarte drăguță, cu niște scaune, cumva o combinație dintre ce avem noi acasă și stilul pe care îl regăsim aici, că partea de sus este fix ca celor pe care le avem noi acasă și bineînțeles că îmi plac. După care o plasmă, internet, o colecție de cărți Don Quixote de la Mancia, pentru că acest apartament se numește Don Quixote. Este un complex de apartamente în strada Avenida 4 Madrid din San Bartolome de Tirajana, dacă vreți să căutați. Bun! Mai departe, această canapea foarte confortabilă, îmi place foarte mult, arată extrem de bine, totul arată impecabil aici, nu știu dacă este renovat de curând sau pur și simplu atât de frumos este el în general. Uitați și voi ce frumoase sunt tablourile astea. Și în curând o să fac o fotografie aici de dimineață înainte să mă duc la plajă, la piscină, la oriunde. Dar pentru jumătatea cealaltă a apartamentului pasez către Marius să continue el cu room tour-ul. E păcat. Mergem la partea mai intimă, să spunem așa. Dormitorul ne vom odihni și baia, dar ca idee, canapeaua asta se poate face și pat. Deci cu siguranță dacă vor veni aici două cupluri, o să doarmă liniștit și o să aibă și intimitate pentru că este despărțită de ușă. Haideți cu mine! Baia foarte frumoasă și foarte curată, deci este extraordinar de curat. Nu știu, e foarte curat, miroase foarte bine. Șampon, gel de duș, balsam de păr. Foarte interesant că au păstrat același design în întregul apartament. Acest crem și albastru de la intrare l-au combinat frumos și arată foarte elegant și o notă caldă, primitoare. Seamănă puțin cu ceea ce ne dorim noi să facem la viitoarea noastră casă, așa este? Haideți și în dormitor! Bine ați venit în zona de odihnă în care vom dormi noi pentru 3 zile sau 3 nopți, mai bine spus. Da. Este foarte primitoare, pentru mine asta e important, să simți căldura apartamentului, să te odihnești. Pe jos este gresie, probabil s-a gândit că o să fie foarte mult nisip, pentru că ghișce, plaja este la doar un minut de mers pe jos, nici un minut cred, este fix peste strada aceasta, deci trebuie este genial. Două noptiere, spațiu de depozitare pentru hainele noastre, acolo ne-am pus gecile și o parte din bagaj. Iar patul este... Wow, e foarte, foarte moale și foarte comod. Doamne, cred că o să dormim atât de bine seara asta, mai ales că suntem puțin obosiți de la zborul nostru care a durat 5 ore și 40 de minute și am ajuns mai devreme. Ceea ce privește view-ul nostru, nu sunt geamurile foarte mari, este o zonă destul de protejată. Pun preț foarte mult pe
siguranță, siguranță pe primul loc, dar piesa de rezistență, un loc pe care cu siguranță îl vom testa, pentru că Melissa deja are în plan din seara asta să îmi fac o surpriză, este piscina, aflată fix în fața complexului. Haideți cu noi! Revenim aici de unde am plecat, de unde am pasat ștafeta lui Marius, pentru că, direct din living, mergem pe terasă. Acest apartament are și o terasă superbă. Foarte mare. O să încerc să vorbesc mai încet între acești vecini. O terasă superbă pe care o să vă arătăm și pe timp de zi, pentru că este impresionantă. De ce este impresionantă? Pentru că de aici putem merge direct către piscină. Deci, de aici direct către piscină. Haideți să vedem cum e. E prima oară și pentru noi o să fie o reacție la cald. Apartamente private, văd că au și o formă de intimitate și fiecare corp are un program pe care poate să-l respecte cu pregătire la piscină. Doamna nu ne-a specificat dacă putem veni și în alte intervale, dar oricum e destul de generos pentru că este împărțită ziua în trei intervale orare și poți veni și să te distrezi la piscină. Deci nu o să putem să facem o baie nocturnă, dar nicio problemă, mâine la ora 9 direct, pentru că piscina este încălzită. Au panouri solare și e cumva un pic mai caldă decât apa mării. Ce bine e să stai jos, să te relaxezi. Planul e felul următor. O să stăm pentru 3 nopți în sudul insulei. Aici sunt foarte multe plaje sau zone frumoase pe plajă, cu relaxare. E un puțin mai cald aici. Iar restul zilelor o să le petrecem în nord. Acolo e o zonă mai muntoasă, dar zona e tot așa faină, aproape de capitala insulei. Despre apartament, vrem să vă spunem că l-am găsit la un preț foarte bun. Este un apartament care intră la categoria de lux. Vrem să-i mulțumim și doamnei Elisa, pentru că, clar, ea nu înțelege în română și gracias Elisa, es estupendo, nos encanta, es más que podía imaginar. Ne place foarte mult, este superb și cu siguranță, dacă veniți în Gran Canaria, este o idee pe cinste și o să vă simțiți clar exact ca pe o insulă, cu vibe festiv, tropical, este tot ceea ce vă puteți dori. Dacă vă interesează cazarea, o găsiți în descriere, o să lăsăm acolo exact link-ul ca să veniți și voi. Poate vă place foarte mult locația, nouă ne place, este o atmosferă primitoare, gazda ne-a cucerit din start, efectiv cu vibe-ul bun, salutare chicos, ce faceți voi? Două chei, dulce, apă... Deci, jos pălăria din start, asta concluzionează faptul că omul simțește locul și cazarea ca și cazarea, dar pleacă totul de la om. Nu știu cum a gândit aici toată încăperea și vibe-ul și atmosfera asta de vacanță pe care trebuie să o apreciezi, n-ai cum să nu o apreciezi. Dacă v-a plăcut cazarea și dacă sunteți alături de noi, vă rugăm să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe pentru că o să urmeze o grămadă de vloguri foarte tare din Gran Canaria. Insula asta este pe cale să o descoperim atât de mult pe cât putem în 7 zile. Și în curând o să apară un nou vlog, deci rămâneți aproape. Noi încercăm ziua să ne distrăm, să filmăm cât de mult putem, iar seara, după ce se termină ziua și după ce mâncăm, să edităm. O să fie greu, dar facem tot posibilul să postăm cât de des putem. Până data viitoare, eu am fost Marius și Melissa. Ne vedem în video următor. Besitos! Nu mai